Avem inițiative pe care vrem să le promovăm. De asemenea, guvernul va primi și în urma acestei întâlniri s-a tras concluzia că parlamentarii PNL vor vota pentru acest guvern. Guvernul va avea proiecte care trebuie susținute de parlamentari și prin urmare este nevoie de o majoritate care să susțină guvernul la nivel parlamentar, arăta liderul senatorilor PNL. În opinia acestuia, la Senat se poate realiza o majoritate fără UNPR, precizând că grupul PSD-UNPR numără 81 de senatori, iar restul grupurilor au în total 165 de membri. Cu privire la o posibilă schimbare din funcția președintelui Senatului Călin Popescu Tăriceanu, liberalul a susținut că aceasta ar fi o decizie care se ia la nivel politic. Este o decizie care se discută și se ia la nivel politic. Cred că Biroul Politic Național poate discuta și aceste lucruri, dar nu cred că va fi pe ordinea de zi a Biroului Politic de luni, a arătat Popa. La rândul său, liderul grupului PNL de la Cameră, Eugen Nicolaescu, a precizat că deputații liberali solicită analizarea posibilității de a fi reconfigurată o nouă majoritate.